Sunteți la curent că în ultimii ani primim foarte multe ajutoare din partea României? Suntem la curent fiindcă urmărim televizorul. Avem foarte multe în comun, aceleași tradiții, folclor, gastronomia, o cultură, avem o istorie, aceleași bucate. Sunteți de acord cu asta? Suntem de acord acum. Și ne-au ajutat foarte mult în ultimii ani, cum am mai spus odată, au fost renovate peste 1000 de grădinițe din toată Republica Moldova, cu gaz, cu curent electric, când am avut nevoie, când au fost bombardate la Ucraina toate stațiile acestea. Și cerem în continuare ajutoare, cum ar fi apărarea comună față de agresiune din Rusia, ca să se mențină pace și liniște la noi, Republica Moldova. Cunoașteți despre războiul dintre Ucraina și Rusia? Da, cunoaște. Este o tragedie foarte mare, da, și n-ar fi bine să ajungă și la noi. Doamne ferește! Suferă foarte multe oameni, persoane nevinovete. Da, da, da. Investiții se vină din Occident, cum ar fi de a crea locuri de muncă, mai ales în mediul rural, prin sache. Da, locuri de muncă tare trebuie, că lumea să duci peste hotare și vedeți cum se prinește. Se despărțesc, se rămân copii, n-au... Familiile nu sunt așa de... Da, nu sunt așa de puternici, nu sunt... Dar rămân copii, pleacă că nu sunt posturi de muncă și dacă sunt nu-s bine plătite. Și străiască, și străiască. Familia trebuie să o întrețină, da, trebuie cum? Să... Da, da. Și ar fi bine să fie locuri de muncă. Da, ar fi bine, dar cum ați și bă, dacă e totul distrus, totul furat? Nu sunt, chiar zavodul de la Frunze, știi zavodul de la Frunze? Nu sunt la curent, dar... De sac zavodul. Aici, în apropiere? Da, aici, aia, ca peste astea. Și tot, l-au închis, l-au destrămat, da? L-au destrămat, care a furat Ucraina, care a dus la metalolome. Infrastructura să se dezvolte, drumurile să fie reconstruite, apa să fie tras, canalizarea, ar fi bine, adică... Deam de apă, dragul meu, cum și mă-ți dai Dumnezeu și bă apă, că noi o scoatem din fântână. Da, că noi dăm ne-n trecut, dăm al nostru, gata, da, vedeți că dăm tineretul ăsta ia ca și tineretul, dar n-au și dacă ei n-au și trăi. Toți pleacă și nu mai rămâne nimeni aici. Și nimeni nu rămâne, numai pensionerii și aici ăia ca să duc câte unul în șepșor. Ajutor cu pensii, leacuri, medicamente pentru oameni bolnavi și nevoiași. Nu ne ajunge, dragă, chiar o marit o leacă, dar n-ajunge, că medicamentele scurt. Mai sigur că nu se ajunge. N-ajunge toată luna medicamente. Și mai mult de jumătate de pensii, la sigur, îți duci pe medicamente, da, și nici nu se ajunge. Da, de aici nu undeva trebuie de mai plătit niște comodități, undeva da, de alimentație, da, de ceva. Și pentru mâncare, că noi înainte nu cumpăram, dar mă, și noi de la sate de tăt, e că descur, nu plouă, oriceva nu se faci, tăt cumpăram, tăt cumpăram. Și lupta cu corupția și birocrația, da, ca corupția, dezvolte... nu știu, de-a mine și nu știu să vă da, spun. Este un punct pe viitor, în viitor, dar când... ar fi bine, de fapt, este o problemă foarte majoră și aceeași statistică arată că în România este de două ori mai mică. Mai și ar mică. Fi bine și la noi să, da, să rezolve să-i mai, problema dată. Să-i mai astea, să-i mai dezvieță de la așa ceva. Posibil multe ajutoare și vin la noi în țară, dar ele nu ajung. Nu ajung, că ei sunt parte Indiei, ca eu vă spun, eu o să dăm în vârstă, dar... Și ar fi bine să se rezolve punctul acesta. Din punctul ăsta de vedere, tare, tare fur, tare fur, că noi așa o țară mititică. Și atâtea ajutoare și noi suntem și încă stăm pe loc, nu ne dezvoltăm. Nu ne dezvoltăm, nică. Numai... Dar dacă ar fi un referendum, ați votat contra sau pro Uniunii Europene? Pro. Ați fi de acord? Ați fi de acord, da. Și cum credeți, care ar fi cea mai ușoară cale? Cea mai ușoară? Cunoașteți că România deja face parte din Uniunea Europeană. Cunoaștem. Și probabil cea mai ușoară cale ar fi unirea cu România. Da. Și dacă ar fi un referendum, dumneavoastră ați vota pro. Da.